Bun venit la o nouă lecție de matematică. Astăzi vom vorbi despre funcții și vom începe cu noțiunea de funcții. Noțiunea de funcție, o să încep cu generalități, punct de sprijin și voi începe că funcția este o noțiune matematică al cărei conținut își are originea în nevoia de a descrie și modela diverse relații dintre elemente a două mulțimi. Ne reamintim că în clasele anterioare, mai precis în clasele mai mici, am studiat dependențe direct, respectiv invers proporționale. Cu alte cuvinte, ne aducem aminte de mărimi direct proporționale și mărimi invers proporționale, care, bineînțeles, s-au studiat la ciclul gimnazial, mai precis clasa a șasea. Astfel, spunem că două mărimi care depind una de cealaltă, în așa fel încât dacă una din ele crește sau scade de un număr de ori, cealaltă mărime se comportă la fel, adică crește, respectiv descrește, de același număr de ori sunt numite mărimi direct proporționale. Bineînțeles, câteva exemple de acest gen, avem prețul este direct proporțional cu cantitatea, un alt exemplu, mișcarea rectilină și uniformă, spațiul parcurs de un mobil este direct proporțional cu timpul, iată că avem și chiar formula, distanța este egal cu produsul dintre viteză și timp, asta ați făcut-o la clasa la fizică, la clasa 6-a, a 8-a, mai puteam în clasele a 9-a, mai bine zis. Apoi masa unui corp este direct proporțională cu densitatea substanței care alcătuiește acel corp. Vorbim de lecțiile de chimie. Următorul slide, să vedem ce este o funcție. Un prim exemplu. Fie e mulțimea valorilor, noi o vom numi mulțimea elevilor într-o școală, da? Lumic vom numi mulțimea locuințelor din localitate unde este situată școala. A mare putem să numim mulțimea avioanelor din într-un anumit oraș, da? Și așa mai departe. Se știe că fiecare elev reprezintă un element din mulțimea E mare. Are o singură adresă de domiciliu în elementul lumic, adică în locul, în localitatea unde el crește sau are situat domiciliu. Spunem, sau putem spune că am definit o funcție PE cu valori în L mare. Mai concret, ne aducem aminte că am învățat câteva tipuri de mulțimi, mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor naturale care nu conține pe zero, mulțimea numerelor raționale, cele care sunt sub formă de fracție, apoi am învățat mulțimea numerelor întregi care se notează cu Z mare și așa mai departe. Un caz concret, dacă ridicăm la pătrat oricare element din Z, obținem un element și numai unul din mulțimea numerelor naturale notate cu N mare. Putem afirma că am definit o funcție pe Z cu valori în N mare cu ajutorul regulii pătratul oricărui număr întreg este un număr natural. Adică dacă X aparține lui Z, atunci X pătrat aparține lui N pătrat. Așadar, să dăm o definiție. Fiind date două mulțimi nebile, ce înseamnă asta? Că nu îl conține pe 0, da? A și B, dacă printr-un procedeu oarecare facem ca fiecare element din A să-i corespundă un element unic din B. Spunem că am definit o funcție pe A cu valori în B. Hai să dăm câteva exemple. Fie mulțimea A mare cu următoarele elemente.
A egal cu minus 2, minus 1, 0, 1 și așa mai departe, dacă am vrea să continuăm. Dar deocamdată ne limităm la aceste elemente care le avem în momentul de față. Apoi, B mare este, are următoarele elemente, minus 1, 0, 1 și 2. Fiecare element din A îi putem sau îi punem în corespondență sau îl punem în legătură succesorului său, adică un element și numai unul din B. Iată cum vom face. Mulțimea A cu elementele minus 2, minus 1, 0 și 1 și mulțimea B, minus 1, 0, 1 și 2, și observăm că lui minus 1 îi corespunde, lui minus 2 îi corespunde minus 1, lui minus 1 îi corespunde 0, lui 0 îi corespunde 1 și lui 1 îi corespunde 2. Observăm că această legătură sau această corespondență între cele două mulțimi le-am reprezentat prin săgeți. Dacă X aparține lui A mare, atunci prin procedeul stabilit cu mic, îi punem în corespondență un element unic din B, numit imaginea lui X și notat cu F de X sau Y, atunci legea de corespondență F de X egal cu Y este afișat că X săgeată F de X. În exemplu nostru avem așa. F de minus 1 este egal cu minus 1. Observăm că F de minus 2 reprezintă X-ul, iar Y-ul este minus 1. F de minus 1 este egal cu 0, adică X-ul este minus 1 și Y-ul este egal cu 0, sau este 0. F de 0 egal cu 1, X-ul este F de X, adică F de 0 și Y este egal cu 1. F de 1 egal cu 2, adică X este egal cu 1 și Y este egal cu 2. Prin urmare, X aparține lui A corespunde lui F de X care aparține lui B. În consecință, X, deci putem spune că un anumit punct poate fi scris și în forma, hai să dăm o literă, C mare pe coordonate X, virgulă, F de X, și am închis paranteze. Aș vrea să fac și o observație. Succesorul lui X este X plus 1, deci F de X are și forma, deci are forma X plus 1. Prin urmare, F de X este egal cu X plus 1. Așadar, funcții, iată cum vom reprezenta de acum încolo, și vom spune așa, că pentru a construi sau a defini, mai bine zis, o funcție, sunt necesare trei elemente. În primul rând, avem nevoie de două mulțimi și un procedeu sau o lege de corespondență, cu ajutorul căruia sau căreia facem ca fiecare element din A să-i corespundă un element și numai unul din B. Forma generală a unei funcții este de forma aceasta. A săgeată F, B mare, sau convenții de denumiri și de notație. Vom spune că F definit în A cu valori în B, astfel încât putem spune că legea de corespondență este F de X egal cu Y. Unde A-ul la noi reprezintă domeniul de definiție sau domeniul, foarte simplu. B mare putem să spunem domeniul de valori sau codomeniul, iar F-ul reprezintă legea de corespondență. Așadar vom citi. Funcția F, definită pe mulțimea A mare, cu valori în mulțimea B mare, sau funcția F de la A la B. Deci, pe baza acestui aspect, putem să trecem la alte convenții. Putem scrie așa, F definit în A cu valori în B, adică F de X egal cu Y. Sau, F
Fie că spunem f definit în a cu valori b sau f de x egal cu y, este unul și același lucru. Dacă x aparține lui a, variabila x este independentă și numim și argumentul funcției. Iar f de x care aparține lui b este variabila dependentă sau imaginea lui x prin f. Aș vrea să fac și o observație, și anume că a și b sunt de regulă mulțimi de numere reale sau submulțimi ale lui r mare. De aceea, aceste funcții se numesc funcții reale de variabile reale. Prin urmare, putem spune că se poate citi f definit în r cu valori în r dat de legea f de x egal cu y. Se mai poate scrie și în această formă. Și acum să începem la un alt aspect, un alt subcapitol, egalitatea funcțiilor. Ce înseamnă asta? Avem două funcții. F definit în A cu valori în B, G mic definit în C cu valori în B. Spunem că funcțiile F mic și G mic sunt egale și vom scrie F de X egal cu G de X dacă, două puncte, A mare este egal cu C mare, B mare este egal cu D mare. În consecință, F de X egal cu G de X, oricare ar fi, X aparține lui A, inclus, sau mai bine zis, nu este inclus, este intersectat în C. Da? A intersectat în C. Să dăm câteva exemple. Iată că avem așa, funcția F, care are definită pe mulțimea minus 2, minus 1, 0, cu valori în Z, dat de legea f de x egal cu x pătrat minus 1. Și hai să luăm pe rând. Dacă dăm valorii lui x, vom scrie așa. F de minus 1 totul la pătrat minus 1 este egal cu minus 2. Da? Minus 2 totul la pătrat minus 1 este egal cu 4 minus 1 este egal cu 3. Observați că în dreptul lui minus 2 este 3. Un alt exemplu, r de minus 1. Minus 1 la pătrat este minus 1, este egal cu minus 1 minus 1, care este egal cu 0. Un alt exemplu, r de 0 la pătrat minus 1 este egal cu minus 1. Să luăm pe G. G are următoarele mulțimi, sau elemente ale unei mulțimi, da? Deci, G definit pe mulțimea minus 2, minus 1, 0, cu valori în Z, dacă de legea G de X este egal cu minus X pătrat minus 1. Observăm că aceleași valori se regăsesc atât în G, cât și în F. Cu alte cuvinte, F de X este egal cu G de X. Următorul slide zice așa, legea de corespondență poate fi dată în diverse moduri. Și anume, facem diagrama lui Van și vom scrie așa, F definit în A cu valori în B, unde A am spus că reprezintă domeniul și avem în mulțimea A elementele 1, 2, 3, 4, apoi legea de corespondență sau corespondența, adică legăturile dintre mulțimea A și mulțimea B, iar mulțimea B, care noi l-am numit codomeniul, are următoarele elemente 1, 3, 16, 9, 8 și 4. Folosind diagrame sau desene, am spus că sunt diagramele lui Van în cinstea celui matematician, elementele celor două mulțimi A și B sunt puse în corespondență în mod direct prin săgeți. Lui F de 1 îi corespunde 1, iată că avem și săgeata de la 1 la 1, F de 2 egal cu 4, de la 2 observăm că săgeata merge spre cifra 4, F de 3 egal cu 9, observăm că în dreptul lui 3 săgeata se îndreaptă spre 9, și în ultimul rând 4, îi corespunde lui 16, adică săgeata de la 4 merge spre 16. Organizând datele în tabel, se poate scrie între următor. În prima linie,
reprezintă domeniul sau mulțimea A sau mulțimea R, că vom spune de acum încolo R definit în R cu valori în R, asta înseamnă că atât domeniul cât și codomeniul este același. Dar în cazul nostru, unde X este un număr care aparține lui A, adică domeniului, vom avea numele 1, 2, 3, 4, iar f de x reprezintă 1 cu 1, 2 cu 4, 3 cu 9, 4 cu 16, care, bineînțeles, am spus, este codomeniu. Prin urmare, aceste lucruri se pot scrie și sub formă de coordonate ale unui punct. De exemplu, punctul A de coordonate, deci să nu confundăm punctele cu domeniu. Deci, dacă funcțiile noastre sunt A și B, aș vrea să găsesc pentru aceste puncte alte litere, și anume C de coordonate 1 și 1, D mare de coordonate 2 și 4, E de coordonate 9 și 3 și 9 și F de coordonate 4 și 16. Cu ajutorul unor reguli de calcul, formule, da? Am spus că aceste numere care am spus 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6 sunt perechi ordonate. Funcția definită mai sus poate fi scrisă și altfel, numit analitic. Ce înseamnă asta? Să zicem, dăm o funcție și zicem f definit pe mulțimea 1, 2, 3, 4 cu valori în 1, 3, 4, 8, 9, 16, dat de legea f de x egal cu x pătrat. Deci se poate face și în acest fel. Ne aducem aminte că orice funcție, am amintit în slide-ul trecut, de coordonate. Deci un punct are coordonatele x, virgulă f de x sau x și y. Vom spune despre graficul unei funcții. Se observă că elementele din domeniu și cele din codomeniu se pot grupa în perechi ordonate de numere reale, adică elemente ale produsului cartezian x, AXB sau A, produsul cartezian AB. De aia se și scrie A ori B, nu spun A ori B. Normal nu se spune așa, ci se citește normal, produsul cartezian AB. Bun. Dacă vrem reprezenta mulțimea tuturor perechilor ordonate obținute într-un sistem cartezian de axe de coordonate, vom obține o mulțime de puncte din planul sistemului determinat de cele două axe de coordonate, adică pe axa OX și respectiv OY, adică se mai poate spune în reperul cartezian XOY. Reuniunea tuturor punctelor astfel obținute, spunem că formează graficul acelei funcții. Prin urmare, graficul funcției este egal cu, studiem la acoladă, x, să zicem un punct, da, de coordonate x, f de x, aparține produsului cartezian AB, cu proprietatea ca x aparține lui A și f de x aparține lui B, ținând cont că legea de corespondență f de x egal cu y. Să dăm câteva exemple. Iată un exemplu pe care l-am și prezentat aici. Reprezentăm graficul funcției întâlnite anterior, adică în slide-ul de mai înainte. Și am spus că f definit pe mulțimea 1, 2, 3, 4 cu valori în mulțimea 1, 3, 4, 8, 9, 16, dat de legea f de x egal cu x pătrat. Întocmim un tabel de valori al funcției dându-i x toate valorile din domeniu și calculând, observăm imaginele lui x sau valorile funcției. Iată, x are următoarele elemente. 1, 2, 3, 4. Dacă ridicăm pe 1 la puterea a doua este 1, 2 la puterea a doua este 4, 3 la puterea a doua este 9, 4 la puterea a doua este 16. Prin urmare, se formează un sistem, sistemul cartezian XOY, avem următoarele puncte. A mare de coordonate 1 și 1, B mare de coordonate 2 și 4, C mare de coordonate 3 și 9 și D mare de coordonate 4 și 16. Să reprezentăm
graficul în reperul cartezian XOY. În reprezentarea reperului cartezian XOY avem următoarele puncte. Deci 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Graficul funcției este egal cu punctele A, B, C și D. Graficul acestei funcții este o mulțime de puncte izolate, deci domeniul de definiție este o mulțime finită de numere, adică mulțime discretă. Prin urmare, am spus că A este de coordonate 1 și 1. Observăm că, în acest caz, A este de coordonate 1 și 1, B este de coordonate, deci primul reprezintă X-ul, al doilea reprezintă Y-ul. În reperul cartezian XOY, da, produsul cartezian A mare și B mare, deci proiecția celor două puncte, adică 2 și respectiv 4, unirea celor două, intersecția celor două drepte, formează punctul B, adică 2, punctul B de coordonate 2 și 4, punctul C de coordonate 3 și respectiv 9, iar punctul D de coordonate 4 și respectiv 16. Observăm că intersecția, proiecția celor două puncte prin intersecția celor două drepte, respectiv pe axa OX și pe axa OY, intersecția celor două axe formează un punct. Mult succes! Pe curând! Aceasta a fost partea de teorie, care, bineînțeles, vom dezvolta și în partea de aplicație. Pe curând! Mult succes!